pentru că eu am venit să fac un workshop de GIMP la Gumitam de un video. N-am știut foarte bine cine ce experiență are cu GIMP, are mai multe cuvinte un pic. Sunteți mai la început, m-am speriat că am scris pe cuvinte avansat și sunt cumva să fi făcut ceva greșit. Asta îmi doresc, avansat. Clone, push, pull, maxim 3 chestii în comandă, preset hard, când ceva se întâmplă în arcul. Tot cam așa de eu. Lucrați de mult cu chestii? Cu cinte? Știu de mult, dar nu am lucrat foarte continuu. Mm-hmm. Și ceva schimbare la lucru, un proces în care se adaugă Git sau? Nu. Pentru acasă? Singur, pentru acasă mai mult. Mm-hmm. Ca așa mai mult am lucrat cu Git-ul și foarte puțin pe acel proiect la lucru. Pentru că... Zona de automation. Partea de Git e foarte puțin folosită, cam 10% din potențial și aproape nimeni nu folosește partea de distributed. Știți că Git este un distributed DVCS, Version Control System. Și partea de distributed aproape nimeni nu folosește, în sensul că toată lumea zice ca la SVN există totuși un repozitor central care e Dumnezeu și noi facem niște branch-uri acolo, deci cam, dar să se meargă chiar pe o independență, deci cum se merge pe GitHub la proiectele open source sau nu neapărat, în care se face un fork și oamenii lucrează pe forkul respectiv și mai discută, mai duc o parte din cod în repozitoriul vechi. Deci chiar partea de distribuție nu prea se folosește, nici asta nu se folosește. Vorbim foarte mult despre chestia asta, în sensul de, în mod standard, putem să povestim mai informal. Eu am pregătit o chestie de branch management, în primul rând pentru că am făcut o research un pic mai extins, cândva anul trecut în iarnă, și materialul de aici e o chestie pe care am reușit să public într-o revistă de PHP, foarte cunoscută, este PHP Architect. E oarecum biblia oamenilor de PHP din lume. Eu am abonament la ea de vreo mai mult de 10 ani și de acolo am învățat aproape jumătate din ce știu și în rest din multă muncă și transpirație, dar de acolo am furat un fel de idei și cam ăsta a fost topicul pe care l-am adus cu ei la un format în care să distribuim și cu alții, pentru că asta a identificat și ei ca fiind o mare nevoie să înțeleagă cât mai mulți oameni, de fapt, care își încheia branch-urile, pentru că în momentul care se vine din alte sisteme, sau chiar și când se lucrează numai cu Git, e așa un pic mai în ceață. Oare ce tot ce știai. Da, și atunci am zis să facem un mic istoric, să vedem cum lucrează alții cu branch-urile. Deci cam ăsta e subiectul pe care l-am pregătit eu pe astăzi. Dar chiar aș vrea să postim și în afara subiectului, dacă credeți că e nevoie, pentru că, în definitiv, e un proces de învățare și faptul că eu sunt pic în față și în picioare nu înseamnă decât că e o chestiune din 15 minute. Despre Git Flow, o să spui? Mare parte din knowledge este în cealaltă parte a sălii. Despre Git Flow. Mhm. Da. O să spui ceva? Da. Ok. Un pic. Și atunci să trecem un pic prin material, să începem sau... Începeți, nu? Să începem. Foarte făcut, deci asta e cea mai istoare chestie. Eu lucrez PHP de foarte mult timp. Absolut întâmplător. PHP-ul m-a ales pe mine, nu eu pe el, așa s-a numerit. Dar pe partea de versionare, de la început, am lucrat cu SVN, mă rog, și CVS-ul de pe vremuri, și Git, și Mercurial, deci cam cu toate. Dacă vă place PHP-ul și vouă sau sunteți curioși, haideți la Meetup, cândva se pune arătare joi. Ne vedem la VTEC. O să fie. Dacă nu, seriu, gata, m-am plictisit suficient, acum. Prezentarea în engleză pentru că e deja a doua iterație de workshop și încerc să fac tot mai bună și
am zis să o las în engleză, să nu iasă ceva struțul, că mi-l cu traducerile, e un pic mai bine așa. Primul lucru care trebuie identificat la toată partea de ghici și de branching, ce am observat eu că e foarte util, să vedem care sunt oamenii din echipă care de fapt interacționează cu codul sursă, care e organizat, cum e branch-ul pe aici, la rolurile din echipă, primul toată lumea știe pe ăsta cu developer, dar developerul scrie cod nou, îl modifică pe cel existent, dar ca mentalitate. Deci cum se uită un developer la codul sursă? Deci doar trebuie să fac foarte multe commituri, mici, atomice, ca să-mi salvez munca, că dacă vin numai la sfârșitul zilei și fac commit, poate am pierdut 8-10 ore de muncă fiecare cât stă la job. Și atunci, metoda preferată pe care o recomand foarte multă lume este să facă checkpoint commits. Deci am o idee, am clarificat-o, fac rapid un commit, nu neapărat push, asta e o discuție, dar fac multe commit-uri frecvente. Asta e un prim rol. Al doilea rol, care interacționează cu codul sus, este testerul. Testerul manual, testerul automat, mai puțin important. Ideea e că el verifică funcționalitățile existente ca meserie de bază, dar poate să fie un om dedicat de la QA sau poate să fie un developer care lucrează în stil BDD. Și atunci, dacă fac behavior-driven development sau test-driven development, ceea ce e mai rar așa și nu chiar, pasă e destul de rară, atunci am tendința să mai fac comituri atât de frecvente, pentru că până stau și îmi fac un story în minte, până gândesc cum să scriu codul și așa, am tendința să vin cu o bucată mai mare de cod pe care îl pun o singură dată, dacă vin din zona de BDD. Iar dacă sunt tester automat și scriu o suită de teste, poate folosesc un alt repozitor, poate folosesc repozitorul principal, tot așa, am un bulk mai mare de muncă pe care vin și-l adaug în cod. Nu știu dacă știți, acum e, cred că de vreun an, doi, o mare modă să existe un repozitor mare și compact cu tot. Adică tot codul de la Facebook este într-un singur repozitor. Pe partea de framework-uri, să zicem, Symfony, na, asta e feblețea mea, iau tot codul într-un singur repozitor. Dar știți că acolo sunt, de exemplu, componente sau sunt librării. Ce fac? În momentul în care fac un release, fac un tag, stă o sculă, un command line script, split sh, am căutat un pic pe net, o să vedeți niște prezentări de la ultimul Drupal cont de anul ăsta, în care ei zic release de framework 2, 7, 9, versiunea. Și se duc și fac release pe fiecare componentă și împing repozitoruri separate. De ce? Pentru că dacă eu, ca developer, vreau să folosesc numai acea componentă, eu iau dintr-un repozitor separat, dar asta nu înseamnă că ei mențin 50-60 de repozitoruri de mână și fac la fiecare tag și release și nu știu ce. Deci tendința lui, aproape similar cu oamenii care fac testare, să existe un cod foarte, foarte compact pe care după aceea să-l sparg în funcție de nevoie, dar în mod automat. Deci eu când lucrez cu toată baza de cod o singură dată. Și în general oamenii care fac testare automată, poate folosesc alte scule, dacă aveți un astfel de tester în echipă, el, să zicem, folosește Java și face un Selenium web driver și nu știu ce, și se preferă să nu se amestece codul lui cu codul aplicației și de obicei se țin separat. Sunt foarte multe metode și strategii pentru că un proiect, în funcție de dimensiunea lui, poate să conțină mai multe lucruri. Da? Deci eu am vrut să reținem faptul că developerul vine cu multe commit-uri mici și testul vine cu bucăți mai mari de cod. Câteodată se întâmplă să nu meargă lucrurile, câteodată mai des așa, și rolul de om care caută bug-uri poate să fie chiar un developer. Nu, asta e, nu important cine anume, e o pălărie pe care ți-o pui pentru o oră, două. Dar mentalitatea cu care te uiți la cod e foarte diferită, pentru că în momentul în care vrei să reproduci problema, vrei să vezi ce s-a întâmplat, de-aia este că pe tine nu te interesează să vezi toate cele multe commit-uri pe care le-a făcut developer. Tu vrei să vezi că a adăugat o singură funcționalitate și
ideal ar fi să vezi un singur commit mare, pe care dacă se poate să faci rollback dacă a fost foarte problematic. Și atunci felul în care te uiți la cod e total diferit. Și asta am zis să avem în vedere, deci să știm că atunci când facem o strategie de branching, sunt foarte mulți oameni care vor interacționa cu codul și nu numai dezvoltatorii. Aici ținem un pic de partea de DevOps. Deci noi scriem un cod, care cod plus niște configurări constituie un pachet pe care îl livrăm. Pachetul respectiv, când se instalează pe server sau unde se instalează, constituie aplicația noastră care are și variabile de environment. Package builder este acel om sau acel script care face lipeală între codul nostru, eventual scoate folderul .git. Știți că git-ul ține într-un folder toate șmecherile, de care nu este evident nevoie, se adaugă configurări specifice și la sfârșit iasă un pachet. Package builder-ul ăsta, care poate fi un job de Jenkins în majoritatea cazurilor, dar poate să fie și o persoană, are această nevoie să uite la cod în totalitatea lui. Deci nimic nu interesează care 10, 20, 100, 1000 de feature-uri. Codul vine ca un pachet în care nici nu contează istoricul codului. El vine la o anumită versiune. Este singurul cu care contează pentru cine face pachete. Cum am zis, pachetul respectiv instalat pe mediul final de livrare, care poate să fie, zicem, environmentul de test, environmentul de staging, de tot felul de lucruri. Deployment este acel proces care mută codul respectiv și îl instalează. Și aici, nevoia de a ne uita la cod este globală. Ne interesează chiar numai ce versiune de cod este și eventual un pic cum s-a ajuns la ea, adică felul în care s-a împachetat codul respectiv. Nu ne interesează conținutul în sine al codului. Noi îl vedem ca un produs finit. Aici, unele echipe au așa ceva, altele nu. Depinde. Dacă vă place să fiți un pic mai serioși, faceți review la codul colegilor. Chiar și informal. Vă uitați să vedeți ce a lucrat colegul așa, din când în când, că poate se sparge ceva și trebuie să ne uităm. Dar, pe partea de, dacă ați lucrat vreodată pe cod open source, ați văzut că foarte multă lume preferă metoda cu pull request-uri. Adică cineva face o modificare și trimite un pull request. Între două repozitorii diferite care sunt forcuite și mai departe. Acel pull request este revăzut de cineva care acceptă sau nu modificările respective. Acesta este rolul integratorului. Și rolul acesta, când se uită la cod, nu se uită nici la cod în ansamblul lui, nici la acele commit-uri mici. Îl interesează tot așa un bulk de funcționalitate și observăm că se adună foarte multe genuri de persoane, de roluri în echipă, pe care nu le interesează micile modificări. Sunt mult mai mulți cei pe care interesează modificările mai mari, pachetul de modificări. Și acum, e puțin mai abrupt trecerea la concepte de branching. De ce? Pentru că înainte să vedem cum facem noi branch-urile și să avem o strategie despre branch-uri, trebuie să vedem care sunt termenii pe care îi folosim ca să discutăm despre ele. Și atunci ăsta e un mic dicționar, să zicem, de termeni. Aici am reprezentat în decursul timpului, să zicem, de pe un branch principal, în Git, 90% din cazuri, se numește master. E branchul care se creează default atunci când facem un repozitoriu și lumea preferă să-l păstreze. Un topic branch este acel branch pe care îl deviem din branchul principal și pe care ținem niște modificări care au legătură unele cu altele. Dar să zicem că lucrăm într-un mediu agile și avem user stories și nu știu ce, ăsta este un user story care se deviază sau poate fi rezolvarea unui bug, tot un topic. Nu contează că e un topic pozitiv sau unul negativ. Pozitiv, adică dezvoltăm funcționalitate, sau unul negativ, reparăm o problemă. Sau unul neutru, așa, de DevOps, că facem un release.
topic branch este un topic pe care îl desfacem din branch-ul principal. Aici am făcut un exemplu de feature, să zicem că implementăm o autentificare și avem două commituri. Deci chiar numai un exemplu, dar important pentru topic branch este că el este efemer, adică efemer după un timp îl vom omorâ și noi ne vom întoarce cu jucăriile pe branch-ul principal. Deci e important lucrul ăsta pentru că aici pot să am multe commituri diferite, adică acel mod al dezvoltatorului care merge și face multe commituri ca să nu-și uite ideea și să nu le amestici pe toate într-un commit mare. Dar când mergem cu cod pe un topic branch înapoi în branch-ul principal, nu neapărat mergem cu toate acele 20, 30, 100 de commituri. Putem să mergem numai cu unul. Tot pe partea de dicționar, trunk este un termen care se folosește la SVN, nu la Git. Dar, în căutările mele pe internet, am observat că el se folosește foarte mult și în, ca terminologie și pentru raportarea la Git. Stable trunk înseamnă că branch-ul principal, care în SVN îi spunea trunk, la Git îi spune master, conține cod stabil. Adică, în orice moment, dacă am un commit de pe acel branch, el constituie un release valid, funcțional, stabil, în esență, că de acolo vine termenul. În opoziție cu trunk-ul stabil, este trunk-ul instabil, evident, în care toată lumea aruncă cod pe master din tot felul de topic branch-uri, din bug fix-uri și mai departe, dar acel cod nu este considerat de către echipă, de către manager, de către release manager, aici cazurile sunt foarte variate, nu este considerat un cod stabil. Codul stabil este acel cod în modelul respectiv care trece pe un branch numit release. Și avem un branch pentru toate release-urile pe care aducem cod în mod controlat sau avem câte un branch pentru fiecare release. Aici deja o chestiune de strategie. Important este să ținem minte noțiunea de trunk stabil și instabil. Deci oamenii care au multe branch-uri de release folosesc trunk instabil. Asta e cea mai frumoasă chestie și vă recomand să vă jucați cu ea. Se numește Regression Pipeline. Foarte, foarte mult la Continuous Delivery se merge cu partea de automatizare. În momentul în care eu reușesc să automatizez toate părțile de împachetarea codului, că dacă țineți minte, apostit, că există roluri sau task-uri care împachetează codul și partea de deploy. Dacă reușesc să le automatizez pe alea ca să nu mănânce foarte mult timp, atunci o să reușesc să folosesc Integration Pipeline, adică să zicem că am două topicuri, două feature-uri din aplicația mea. Vreau să știu dacă ele vor funcționa corect împreună. Poate amândouă lucrează cu partea de autentificare sau amândouă lucrează cu partea de management al utilizatorilor. Două persoane, două echipe diferite lucrează în sprint sau în waterfall, cum lucrează ele, pe aceste două branch-uri diferite. Eu nu vreau să mă duc să risc merge-ul direct în master sau în branch-ul de release. Atunci folosesc un branch intermediar de integrare în care fac această integrare și mă folosesc de partea automată în care împachetez codul astfel obținut și îl duc până la instalarea pe un environment și deja rulez niște teste. Branch-ul ăsta pot să-i zic integration și să-l folosesc de mai multe ori sau pot să-i zic temporary playground, îl folosesc, văd că lucrurile funcționează și după aceea șterg. Dar conceptul de integration pipeline rămâne. Deci dacă vreau să verific cum funcționează lucrurile, ar fi bine să mă duc într-un colțișor acolo și să verific că ele vin corect. Pentru că în felul ăsta aflu dacă am erori de mărci, conflicte și tot felul de probleme. Dar, repet, e nevoie așa de un environment mai automatizat ca să ne putem folosi corect de el. Avantajul este că pot să decid în orice moment că, nu știu, ceva de topic 2 nu intră în acest release. Și pentru că această integrare am făcut-o pe, într-un loc temporar,
pot să decid că feature-ul X nu este destul de stabil, de pregătit, de bine colorat, să zic că la front-end și l-au făcut ăștia cu mov și trebuia cu verde, mai știu eu ce, și nu intra în risc. Pot să decid asta tocmai pentru că m-am mușucat înainte cu branch-urile și cu codul împachetat. Acum, la Git, sunt două chestiuni foarte, foarte diferite. Modul de aportare. Și am zis că să pun așa un tip de cod aici, ca să putem să povestim pe ele. Workflow-urile de merge și de rebase. Ați folosit vreodată rebase? Care o am? Mai puteam așa, mai mult mărci, așa? Cam asta e tendința. nu e nimic rău în asta. Nu e nici rău, nu e nici bine. Chestiunea de preferință. Mi-a dirat un timp, mi s-a schimbat preferința și eu ziceam, mărci, ăla e Dumnezeu. Și acum am început să văd niște lucruri bune la rebase, dar e un pic mai riscant. Și trebuie cu mai multă atenție. Ideea este că sunt două workflow-uri diferite care o să vedem cum impactează istoricul. Pentru că, în general, la Git este important, ați văzut, că nu ne interesează multe, multe commit-uri. Ne interesează să ne uităm la un commit și să însemne un lucru logic, conceptual, că lucrurile mai mare sau mai mic. Și felul în care folosim merge sau rebase poate să afecteze chestia asta. Și atunci, primul este workflow de merge. Am luat un caz foarte simplu, cu branch-ul de master și un branch de topic, în care am făcut niște comituri absolut de jucărie, ca să vedem cum arată ele. Deci să zicem că lucrăm la etichetă cu numărul 25, avem un naming convention frumos, că pe branch va chema 025 merge workflow. Și atunci mergem, get checkout minus b, creează branch-ul, nonuț. Mă duc, fac branch-ul, fac eu ceva modificări pe acolo, le commit și împing public branch-ul. Deci e public. În momentul în care un branch devine public, ideea este să nu mă apuc să modific istoricul anterior. Deci dacă eu am făcut pe branch-ul ăsta una, două, trei modificări și l-am împins, l-am push, asta înseamnă că pentru membrii echipei mele el este public, să mă abțin în a modifica istoricul, ceea ce pot să fac cu rebase. Deci cam aici ești închirea de la rebase. Am lucrat pe topicul respectiv, dar între timp, colegii mei au lucrat și pe master, au făcut ceva modificări în readme, ca să nu cumva să-mi dea conflict, zicem. La Merge Workflow, ce înseamnă modalitatea asta de lucru. Deci, modul cum iau modificările, mă poziționez pe branch-ul meu de lucru, iau toate modificările din master, le aduc, pull, poate prefera să faceți fetch și apply, că-s doi pași diferiți, pull le face pe amândouă într-o singură mișcare. Dacă s-a nimerit să modificăm aceeași linie de cod sau ceva, trebuie să facem un conflict solve. Na, cum se zic în românește, să rezolvăm conflictele. Și după aceea, această modificare va crea un nou commit. Deci în momentul în care eu aduc codul din master la mine în branch, se creează un commit care zice merge master into merge workflow branch. Este important să precizăm asta. Sunt commit-uri care sunt create automat și care nu au neapărat o valoare pentru mine. Când mă voi uita înapoi la istoric, nu va conta că am adus codul din master în branch-ul meu. Este irelevant. Important e ce cod am livrat eu la mine în branch. Dar e mai safe. Adică îl văd că l-am adus, pot să-mi verific colegul că într-adevăr a făcut în fiecare dimineață această chestie numită Git Pull Origin Master, pentru că dacă las așa să treacă 2, 3, 4, 5 zile și nu aduc codul din master la mine în branch, după aceea s-ar putea să mă trezesc cu o
cred că de probleme de rezolvat. Și atunci linia asta cu rezolvat de conflicte să-mi iau o jumătate de zi. Dacă fac în fiecare dimineață, e mai puțin probabil să am foarte multe probleme. Am mai, mai des și mai mici, nu mai rar și mai multe. Acum să zic așa o glumă, eu sunt mai rea de felul meu, în sensul că dacă nu-mi place ceva, încerc să rezolv. Și am un coleg care nu făcea niciodată chestia asta, never. Și preciurile lui erau o săptămână, două în urmă și fiecare dimineață primea de la mine un e-mail. Mă uitam frumos, știam pe ce task-ul lucrează și trimiteam cu mesele de chit care trebuie să le execute într-un e-mail. Ca să facă chestia asta, el, nu eu, și să nu spună că uitat. Deci sigur venea unul, dacă nu făcea și după aceea venea că am o problemă, am așa 20 de conflicte, ce mă fac, nu trebuia mai făcut chestia asta, fie că fiecare dimineață sau. Deci am luat o metodă, noroc că era cel mai bun prieten al meu și nu mă urăște nici în zi de astăzi, dar e nevoie de puțină disciplină. Nu toată lumea reușește să o aibă, dar e bine să nu rămâne foarte mult în urmă cu diferențele între preciuri. Asta vreau să evidențiez. Și acum, pentru că ziceam că avem două branch-uri, branch-ul principal și cel pe care lucrăm noi și aducem în mod disciplinat, așa că odată pe zi modificările din noastre la noi branch, ideea este partea de integrare ulterioară. Cum fac? Deci când am adus modificările din noastre la mine în branch, am folosit un merge workflow, da? Le-am făcut full și le-am aplicat. Și când le voi integra, voi folosi tot un merge workflow și le voi pune acolo. Asta înseamnă că iarăși nu se creează un commit automat. Și asta se vede aici, când ne uităm că sunt trei commit-uri pe branch-ul meu, mai mult, mai în față decât master-ul. Ceea ce la repeat nu se va vedea. Asta e tot workflow de merge. V-ați jucat cu ăsta, nu? Am înțeles că mai mult ăsta a folosit. Vă place, vă displace faptul că se creează acele comituri automate? Ce părere aveți de ele? Le-ați văzut? N-aveți nicio părere despre ele? Se fac normale? Nu știu cu ce să compar. Cu ăsta. Deci, la rebase, ideea e așa. Să lucrez pe un branch, să fac commit-uri, să nu fac publicarea branch-ului către colegi decât atunci când eu mă simt safe. Adică, aici e o chestie care vreau să postez un pic mai târziu, dar imaginez să zicem acum, Git este creat de un nene pe care îl cheamă Linus Torvalds, care a mutat și Linus-ul. Și dacă eu trimiteam e-mail-ul dimineața la colegi că trebuie să scrie nu știu ce comenzi, el e mult mai rău. Deci dacă știți așa un pic, acum vreo câteva, 2, 3, 4 luni, s-a oprit pe e-mail că scria un cod așa mai sloppy. O fi avut și el 20 ceva de și nu era foarte atent. Și am vrut să contribuie, eu trimis un patch. Și au citat așa în linia Linux-ul, nu așa să face. Și am încercat să explice, dar pe un ton un pic mai arogant, ca să zicem așa. Și una dintre regulile pe care nenea ăsta Linus le are foarte dragi așa în top 10, este să nu publici istoricul muncii tale dacă nu ești sigur pe tine. În sensul că poți să faci, și e recomandat, să faci foarte multe commit-uri local. Dar în momentul în care îți publici istoricul, pe la nu mai știi. Ca și când ne ducem acum să zicem că nor bombardatea nu știu ce templu la Palmira și că el este încă în picioare și există, ceea ce nu e adevărat. Deci au venit și s-au băgat trei bombe și gata, dispune din patrimoniu internațional, mergem cu poze, nu mai putem plimba între coloane. Așa și cu istoricul de la Git, la publicat, gata, lasă. Deci dacă e ceva de remediat, mergem și facem un nou commit. Dar ideea e să faci de brain, dar foarte des, multe commit-uri, asta nu înseamnă că toată lumea gândește direct perfect în prima. Și tu ți le aduni, le faci un rebase
și zici, asta e munca mea și abia apoi o publici, faci un push. Sunt două lucruri diferite, nu zice nimeni să te oprești și să faci comitul o dată pe zi. Dar să nu le puci, așa e nimeni, nu sunt mai rău. Și sfatul lui e destul de bun. Deci nu zic că e ideal, dar asta recomandă el să se întâmple. Bun, dacă ne întoarcem aici, zicem așa, am muncit la noi pe dregi, una, două, trei chestii. În momentul în care se întâmplă și alte lucruri pe master, în felul ăsta, și ele se împing, deci sunt publice, să zicem, deci chestia asta de aici poate să fie inclusiv aducerea unui alt bregi și integrarea lui în master. Și asta poate să însemne, de faptul că eu aici am făcut o modificare mică, nu înseamnă nimic. Chiar numai puterea exemplului, dar dacă vine cineva cu un bulk mare de funcționalitate, la care lucrează de vreo două săptămâni și vine deadline de la sprint și toată lumea se aruncă, hai să facem, și vine tot codul, asta poate să însemne linia asta. Ideea este ce facem noi pentru codul nostru, tocmai depinde de branch-ul respectiv, care e branch-ul principal, și șmecherea este să aducem modificările, dar să nu le aplicăm. Și aici începem să le aplicăm cu rebase. În momentul în care fac rebase la mine pe branch, mi-am adus modificările și pot să intervin asupra lor. Dar aici toate modificările vor ajunge în istoricul branch-ului meu fără să vină acel merge commit. Deci nu se mai creează merge commit-ul, ele se aduc și se aplică. Și evident, dacă sunt conflicte, aici se rezolvă. Iar ca să le duc, să-mi duc branch-ul meu, să-mi dau înapoi munca colegilor, mă mut pe branch-ul principal și fac un rebase al branch-ului meu. Lucrurile sunt transparente, în sensul că nu se va vedea pe master de unde au venit modificările. Și atunci, aici este exemplul ăsta de rebase, de fapt face rebase și din master pe branch-ul de lucru și de pe branch-ul de lucru în master. Dar eu pot să-mi aleg să fac rebase la mine în branch-ul de lucru din master și să păstrez un istoric curat și să nu se vadă când am făcut acele merge-uri, dar să fac un merge workflow, adică atunci când îmi aduc branch-ul în branch-ul de master, branch-ul principal, pot să aleg aici să nu fac rebase, o să fac merge. Și atunci se va crea acel commit care îmi va arăta faptul că eu mi-am adus branch-ul în branch-ul principal. Deci sunt două strategii diferite de lucru. Felul în care incorporez în munca mea de zi cu zi, la mine pe branch, ce s-a întâmplat în restul echipei, poate să fie cu merge sau cu rebase, și pentru a păstra istoria curată se recomandă rebase, dar când în public modificările, sunt unii oameni care preferă un merge workflow la integrarea unui branch de lucru înapoi în cel principal. Se va vedea tot ca un singur commit. Aici mai am ceva de zis legat de faptul că pull request-urile, mecanismul de pull request-uri, întotdeauna vor crea un merge înapoi branch-ul principal. Acolo nu există posibilitatea să facem rebase. Deci pull request-ul face merge. Asta a fost teoria, nu? Practica. De fapt, era vorba despre, așa zisă, practică, subiectul workshop-ului ar fi fost cum alegem noi cea mai bună strategie de branching pentru echipa noastră. Păi, până acum ne-am uitat la diverse lucruri care se pot întâmpla. Deci am făcut un dicționar de termeni. Și aici am făcut un research printre cele mai populare la tot felul de echipe, mai agile, oameni care sunt obligați să nu lucreze agile și ei trebuie să poată folosi Git, e pentru toți. Și atunci am început cu cea mai simplă strategie. Eu stau acasă și lucrez la ceva. Proiectul meu personal, la un wolf sau un contractor și numai eu lucrez pe codul respectiv. Nu vine nimeni să mă verifice. Plec de undeva și mă tot duc așa, în pași.
este irelevant ce strategie de branching am, pentru că eu sunt ownerul. Și dacă se întâmplă ceva din cap, știu să spun ce s-a întâmplat și să remediez și mai departe. Nu neapărat e o chestie drăguță, pentru că lipsa asta de disciplină, deja cum mă duc așa, o să mă muște de fund când o să mă aștept mai puțin. Da? Ea există și o pune pe listă. Nu că, de fapt, acum facem o listă cu strategia asta, una dintre ele. Cineva vrea să discute despre GetFlow. Uite la cea, l-am pus. E o poză foarte mare și foarte stufoasă. Eu am folosit vreo 2 ani. I-am făcut o reclamă îngrozitoare prin echipele din care am făcut parte și lumea era foarte reticentă. Și n-am înțeles de ce. Și de fapt asta m-am apucat de research-ul ăsta după vreo 3 ani. Am zis, nu se poate, și trebuie să vedem de ce eu reușesc să folosesc ăsta și nu-mi se pare simplu și la lumea să nu-i se pare așa de simplu. Deci care e șmecheria? Prima dată le explicăm. Aici, Branching de Master, e un stable track. Totdeauna aici va fi cod care merge în release. Tot ce se întâmplă cu partea de dezvoltare, se face un branch nou numit develop și acolo lucrează oamenii. Oamenii pot lucra ceva de genul ăsta, fac o singură modificare, sau de ce aici, sau dacă modificările lor sunt mai mari, atunci mă duc pe un branch numit feature, pe care îl plec totdeauna din develop, adică de la ultimul cod instabil, ăsta ar fi unstable track, o să zicem, plec de la el, îmi fac un branch pe care mă duc aici și îmi fac modificările, am grijă în fiecare dimineață, dacă se poate, să-mi aduc, să incorporez modificările din develop la mine pe branch și când am terminat feature, mă duc și duc înapoi în develop. Pare foarte simplu și este. Unul la mână, oamenii uită să-și aduc modificările din develop în branch. Asta e o, să zicem așa, un păcat generalizat, nu neapărat are legătură cu GitFlow. Dar se creează foarte multe branch-uri de feature. E așa o mare pustie și oamenii sunt foarte ca să zicem așa, derutați. Și cu cât sunt mai multe, cu atâta integrarea se întâmplă mai rar și atunci apar probleme. Ce înseamnă probleme? Petrecem mai mult timp făcând management de branch-uri și de fapt asta nu se dorește. Niciun manager nu își va dori vreodată ca noi să stăm și să reparăm, să integrăm codul. Managerul nostru va dori ca noi să scriem cod și să implementăm lucruri sau să rezolvăm probleme. Dar la GitFlow este o chestie foarte frumoasă cu branch-urile de release. Adică branch-urile de release se creează în momentul în care eu am adus diverse funcționalități în develop și zic, mă gândesc să fac un release, oare să-l fac, oare să nu-l fac. Să deschid un release branch, îl instalez în environmentul final sau unde testez, dacă sunt probleme, fac un commit pe branch-ul ăsta și încă unul și încă unul și aici încep developerii să facă așa, pentru că ei trebuie să se tot schimbe de pe un branch pe altul și le se pare foarte complicat și nu, pentru că Git-ul tot timpul are tot istoricul, deci nu e așa o mare șmecherie, dar oamenii au o versiune față de chestia asta, ei vor să își remedieze bug-ul fie aici, fie aici, în tot felul de locuri, unde nu pe branch-ul de release. Și aici apare ce am observat eu, că ar fi o parte complicată. În momentul în care se decide pe modelul de GitFlow să facem un release și zicem, gata, ăsta e, îi dăm drumul, printr-o comandă specială, să zicem așa, branch-ul ăsta merge imediat înapoi în master și se creează un tag. Și atunci codul se poate downloada ca arhivă și se pot întâmpla lucrurile de la împachetarea codului. Acum, logic vorbind, e și destul de greu să urmăresc pe unde
s-a întâmplat cu modificare. Deci dacă eu vreau să mă duc în spate, în istorie, și să văd, am o problemă gravă, arte, e în producție, e fai de nou, e aici, e aici, aici s-a întâmplat, unde a fost? Aici începe dilema. Nu foarte intuitiv pentru omul care trebuie să meargă și să găsească ce s-a întâmplat. Și o să vedeți pe un slide mai acolo că am luat exact modelul de braille cei care folosesc, cei care țin kernelul de Linux. Care kernelul de Linux are foarte multe linii de cod și are acolo pe nenea gardianul Linux care păzește calitatea codului. Dar vine cod de foarte multe surse și ei ca să facă tracking la ce s-a întâmplat, nu folosesc așa ceva. Folosesc ceva mai simplu. Ca și mine. Mai tată, este mai. Deci, modelul ăsta, repet, eu am fost mare fan. Eu sunt persoană mai riguroasă și mai disciplinată. Se pare că nu toată lumea are gusturi pentru așa o stufoșenie de branciuri. Dar, deci a devenit foarte popular pentru că în terminal, mă gândesc că folosim Linux sau alte derivate, puteți să instalăm o extensie de terminal, un bash, auto-completion, care mă ajută să creez foarte ușor un feature branch. Scriu git, flow, feature, start sau chestii din astea. Și foarte ușor și foarte prietenos cu mine ca programator. Problema este că nu doar eu ca programator beneficiez de repozitoriul de git. Și atunci toate celelalte roluri încep să aibă un cuvânt mai greu de spus. Una din problemele la GitFlow care am văzut de la project manager, de la doamnele project manager, ca să fiu mai exactă, a fost faptul că nu au la dispoziție, în sensul că e deja foarte stufos și trebuie să ne gândim și să îl îmbunătățim ca să facem un integration pipeline despre care am discutat anterior. Adică să iau ei ca să decidă ce merge în curlis, nu sunt happy să le aducă pe develop. Ei vor să facă probe, un test drive. Atunci aveam nevoie de un release candidate branch în care să aduc acele feature-uri plus modificările din develop să vadă dacă e bun, după care să-l arunce. Și aici aveau un problem cu faptul că modelul ăsta nu le acoperă acea nevoie. Evident că se putea face un integration branch, că nu era greu, dar au punctat faptul că acest lucru nu este, nu vine la pachet cu modelul ăsta de branch. O să puțin ne spun mai simplu, care nu mai trei branch-uri. Și care folosit de oameni care scriu GitHub. Un proiect foarte popular. Acum, e important să te gândăm la poza asta, important să te gândim GitHub. E o companie care are un cod închis, care nu dă la alții, deci nu vine lumea să contribuie. Numărul de developeri de la GitHub nu e chiar așa de mare, sunt 100 de angajați pe total, adică și tatăl care face cafea o să numără, sunt mai puțin developeri de 100 și ei pot să facă risc când vor ei. Nu există o nevoie de piață, nu un produs pe care îl lansez, nu știu, ca Microsoft Office, de exemplu. Asta nu se potrivească dacă am un produs pe care trebuie să scot în piață odată la 3 luni, odată la 6 luni și mai departe. Deci se potrivește pentru ce face GitHub-ul. Mă pun chestia asta în minte. Ne uităm, au un master branch care întotdeauna e stabil, în sensul că fiind o echipă relativ mică de dezvoltatori au încredere unii în alții, își testează codul destul de bine și mai departe. Atunci e merge modelul de stable trunk. Dacă au ceva implementare de flux, se duc și fac un branch și îl aduc în master. Ce testează și deși codul de master e stabil, ei aleg să facă release-urile de pe QA, tocmai pentru că vor să aibă încă un environment în care să testeze. Dar
Nu înseamnă că acest commit nu este releasable, conform ce spune. Dar modelul este unul foarte, foarte simplu. Deci, orice bug repară sau orice se întâmplă, vin cu el de cumpăr aici și l-aduc. În momentul în care ne uităm acolo la sfârșit, de aia și pus comanda, că fac un git merge, înseamnă că ei trebuie să vadă, trebuie să facă un merge, un commit automat, să vadă faptul că s-a adus cod în cache, că se va face release. Ei pe acele commit-uri fac release. Dar, repet, ca model de branching este unul foarte simplu și se potrivește pentru un anumit tip de business. Atlassian e o firmă de care poate ați auzit, creează Jira, Bitbucket și multe alte jucării cu care ne jucăm noi fiecare zi. Au un model de release. Despre asemănător înseamnă că ei controlează release-urile, nu noi, pentru modelul online, dar iau și parte de software care îți oferă și instalezi la tine pe server. Și atunci tu poți să te duci cu un release mai vechi, mult timp de acum înainte și să nu mai cumpere update-uri sau să le update și mai departe. Ce înțelegem noi din chestia asta? Că dacă intrăm pe varianta online de Jira, ei ne pun la dispoziție ce release vor ei de cod, dar ne oferă posibilitatea să o instalăm la noi pe server, asta înseamnă că ei trebuie să facă mentenanță foarte mult timp la release-uri. Și atunci trebuie să aibă un branch separat pentru release pe care se poate să aplice remedieri la problemele pe care, să zicem, noi le întâmpinăm. Și atunci, în ciuda acestei chestii, deci deși ei trebuie să mențină mult timp anumite release-uri vechi, totuși îmi folosesc un model foarte sfântor cu GitHub. De ce? Pentru că aleg să-și testeze destul de bine codul, încât să fie sigur cu ei că au un stable trunk. Diferența este că pull request-urile le fac tot cu, tot cu merge, dar fac un merge explicit. Deci din face merge era cu fast forward only și din face ei fac un merge explicit pe bază de pull request. Și atunci aici pot să adauge, de exemplu, la pull request pot să-și lipească tot felul de execuții ulterioare. Deci pot să-și tăbuiască release-uri și mai departe. Deci pot să execute cod în timpul merge-ului, mă rog, după. Deci când se face merge la un pull request pe GitHub, în puteți sau în toate celelalte modele, dar GitHub e cel mai popular, puteți să alegeți să executați un commit hook. Și, de exemplu, un commit hook respectiv, dacă ei fac request-ul și integrează, îl tăbuiesc automat. Sau să rulează teste, să mai știu ce. Nu știu ce e, de asta aleg explicit merge-ul din pull request ca să poată să își ruleze anumit cod la merge. Și aici, la cea mai frumoasă parte din toată chestia asta, așa se menține kernelul de Linux. Cam cum e aici. Și sunt foarte multe lucruri desenate, dar de fapt lucrurile sunt foarte simple. Iau patru branch-uri principale și în rest lucrează cu branch-uri de topic. Pentru că oamenii care lucrează la kernelul de Linux și au cont în așa fel încât să aibă permisiunea să-și creeze un branch din ăsta destul de puțin și să așa într-un circle of trust, dacă cineva din sala asta, noi ne putem să participăm, să remediem ceva, vom face cu patch-uri. Adică, noi nu ne vom face un branch al nostru. Noi ne luăm codul, îl executăm, remediem, să zicem, modificăm un comment. Am văzut că e scris greșit ceva. Sau așa mai departe. Trimitem un patch, creăm un patch cu diferența și ei îl vor aplica pe fie pe un branch pe care lucrează ei ca să-l testeze, fie îl vor aplica pe branch-ul de post updates. Și aici e la latitudinea lor. Dar un contributor extern de Circle of Trust lucrează
cu patch-ul. În timp ce oamenii care au căpătat drepturi de a lucra pe branch-ul și care sunt deja filtrați și de încredere, lucrează pe branch-ul de top. Adică exact modelele anterioare. Aici, pe modelul numit Git Workflows, așa îi zice, următorul list e ținut pe branch-ul de master. Listul anterior, adică ce acum am produs ultimul kernel care s-a dat în folosință, e pe maintenance, deci am venit pe scurtare. Și dacă vreau să verific lucruri cum o să arate în viitor, le pun pe next. Și atunci braciul de next îmi arată ce o să fie în viitor. Eu ăsta îl iau și testez pe diverse arhitecturi, mă rog, kernel de Linux e o chestie mai semanticoasă, că trebuie să funcționeze în tot felul de locuri. Și atunci, ăsta e un branch care îmi arată ce o să fie, dar e oricum instabil. În timp ce propost update-ul e foarte, foarte puțin folosit, în sensul că aici sunt lucruri foarte periculoase, de-aia și desenat roșu, ca să țin în minte. Deci toate graficile astea am încercat să le fac chiar eu și poate n-am ales cel mai bun color. Dar de asta sigur l-am desenat cu roșu, pentru că acest cod este cel mai puțin stabil, după care vedeți că el merge în next, după care din next se merge în master. Și aici, dacă vă uitați un pic următorul list, deci ce o să întâmple când creez următorul list, pur și simplu mi-aduc next-ul pe care l-am testat puternic, îl aduc un merge tot așa, care să se vadă, să mă rămână în istoric, să-l văd că el s-a întâmplat. Deci nu cu rebase. Rebase-ul se întâmplă aici. Evident, trebuie să-mi aduc tot timpul din master cu rebase cât mai des modificările și merge-ul ăsta e la fel, el trebuie să se vadă, deci când aduc branch-ul de topic în next, îl fac un merge care îmi creează un commit suplimentar și în momentul în care duc tot branch-ul de next în master ca să creez următorul release, mă duc cu un merge explicit. Iar în momentul în care ajung cu kernelul față, de exemplu ajung la 3.3.1, o să mă duc și o să creez un branch de maintenance pentru 3.3.1, pentru care se întâmplă o problemă, în general de securitate, eu să pot să modific acest cod punctual, evident că o să modific într-un topic branch pe care mă duc și ăsta de fapt îl folosesc pe post de integration pipeline. Fac modificarea, o aduc în integration pipeline, o testez și îi dau drumul la mai departe, deci fac un tag. Asta deci așa îs tag-uri. Pare mult mai complex pentru că ei lucrează cu, repet, foarte mulți oameni de diverse nivele de pricepere. Dar este un model care se potrivește pentru, să zicem, orice fel de soft avem noi nevoie să codăm. Ceea ce modelul simplu anterior, în care am un branch de master și el tot timpul stabil și mai am eventual un branch de game, nu e neapărat potrivit pentru lucruri atât de complexe. Nu știu dacă ați auzit de GitLab. Sunt niște băieți și fete care fac concurență la GitHub. Au scris ei niște cod. GitLab-ul se poate downloada, se poate pune pe server, mă rog, tot felul de lucruri. Tot așa o chestiune în care release-urile trebuie să fie menținute mai mult timp, dar de când am început să lucreze, am descoperit că nu neapărat e agile, e lumea perfectă pentru ei și atunci au zis să facă release-uri fixe, adică să aibă un branch de release pentru fiecare versiune de cod la care îi dau drumul in the wild, pentru că o să trebuiască să facă mentenanță mai mult timp. Și ei folosesc o chestie foarte interesantă, numită Cherubic. Dacă știți ce este un Cherubic,
eu sub comandă de git și zici git, cere pic și dai un hash din ăla de la commit. Deci dacă au o remediere pe master, o aduc, prin cere pic și o aplică aici. Deci nu prin merge. Nu lucrează pe un branch la care fac merge list, ci îl public aici și îl aduc în cere pic. Deci ca și când ai luat o cireașă, o pic și o pui la tine pe branch. Eu comandă de git. După cum vedeți, ei lucrează pe environment-ul, branch-urile lor sunt staging și production și de fiecare dată când fac un merge, se dă un trigger automat la deploy și tot felul de chestiuni automate. E interesant, din punctul ăsta de vedere, că au branch-uri denumite după environment, adică environment-ul de staging este ultima linie de apărare, ultimul loc în care îmi testez codul înainte să-l pun în producție, să-l pun live. Deci, practic, de fiecare dată când fac un commit pe producție, producția lor se mișcă cum pasă în față. De ce? Pentru că ăsta e produsul care îl livrează un live și ăsta e produsul pe care ți-l poți downloada și instala la tine pe server. Sunt două lucruri diferite și lor împărțit în două părți complet diferite de cod. Deci, dacă aveți un cod de GitLab și acum o campanie sterică care mi-a explicat cum se mai ieftin decât GitHub-ul, atunci o să știți că ei lucrează cu un branch de producție. Și când o să vă dați pe net și o să vedeți prezentarea, v-am pus aici foarte mult lucruri de citit. De ce? Pentru că e un topic foarte vast și fiecare citește ce îi se pare interesant și ce are nevoie. Și atunci, uite, aici am un link special, cum ne spune Nenea Linus, să nu cumva să facem mizerie, să fie curată istoria, pentru că, probabil, au avut de săpat de-a lungul timpului într-un history în care nu au găsit ce căuta și atunci a fost așa mai rău și a zis să... deci asta chiar e haioasă să citiți. E un pic așa mai tânăr, pentru că are responsabilități mari. Și interesant, iarăși mi se pare, să vedeți un proces de list la un framework. Framework e ceva cu care poate lucra fiecare, nu neapărat trebuie să fie PHP, poate să fie orice alt limbaj de programare. Cam folosim librării și framework-uri scrise de alții. Și oamenii ăștia au încercat să copieze ca idee cum funcționează Linux-ul. În general, dacă folosesc un Ubuntu sau un CentOS și mai departe, știți că au long-term support, versiuni, care apar toate la nu știu câți ani și au versiuni care nu au long-term support, deci te ajută numai un an de zile să dau bug fix-uri. Și aici avem o poză foarte frumoasă care explică cum fac ei chestia asta, dar la o scară, nu de sistem de operare, ci la o scară de framework, care e ceva la care și noi nu putem relaționa. Nu ne dau cea mai mare jumătate din parcare. Și acum, hai să povestim cum am săturat, să vă zic numai eu. Ziceți, nu te mai. Legat de pipelines, nu prea am înțeles chiar foarte bine în zona respectivă, cam ce reprezintă la nivel de flow pe git. Deci, integration pipeline este, să zicem, că mergem aici, undeva foarte complicat, multe, multe branch-uri. Integration pipeline ar fi ăsta, da? Ideea este să creezi un branch temporar, aici, da, în care aduc acest topic și acel patch și mai știu eu ce, verific că ele funcționează, după care integration pipeline îl pot în buzunar și îl șterg din istorie. Acum am înțeles că era pe, era pe o altă imagine anterioară pe care nu mi-era așa clar. Deci aici nu știam exact unde se conectează integration pipeline cu master-ul și tot acolo. Da, ăsta era chiar numai conceptul, dar nu mai erau și alte branch-uri. Deci ăsta îl folosesc și îl discard, folosesc și îl arunc.
Nu mai trebuie. Da. Am verificat sau am aflat că nu funcționează. Da. E temporar. Tot timpul ai folosit command line pentru comenzi. Da. Și restul echipei tot așa. Nu. Nu. Și atunci am ajuns la... Și ce-au folosit? În funcție de ce sistem de operare aveți nevoie. Noi folosim Mac-uri. Nu e cea mai common chestie. Sunt oameni care folosesc foarte mult Windows. Eu am găsit un client care să funcționeze pe toate. E gratis, e de la Atlassian, cei care fac și Jira, SourceTree-ul. Și l-am testat pe echipa de QA, adică l-am dat la echipa de QA, le-am prezentat toate butonașele, le-am zis ce s-a le-a braciul, s-a enervat îngrozitor, că de ce trebuie să folosească mai mult de unul. A fost foarte complicat, dar SourceTree-ul s-a părut cel mai la îndemână de folosit și era și cross-platform, ca să zic. Da. Adică din experiență proprie pot să zic că merge cel mai ok la folosit cu GitFlow. Deci, acolo, eu am avut chinul de tipă indisciplinată și eu tot încercam să le împing GitFlow și tot nu le-am lucrat înapoi și până la urmă am folosit o struțocămilă în care aveam un release branch care se comporta și ca un integration pipeline. Și nu mi se pare cea mai bună soluție, dar, na, așa e la democrație, votează mai mulți. Și așa a ieșit cu... Integration Pipeline în branciul de release. N-aș recomanda, sincer, că na, să mai aduc lucruri, garbage, și după aceea trebuie să... Cel puțin într-o echipă în care face și code review, noi cum lucram. Făceam... cum le zice? Feature-uri pentru fiecare task de Jira. Și ai în Jira integrare cu... Da. Și puteai face acolo pull request și era foarte fain. Când îl închidea, închidea direct în developer. SourceTree-ul are suport pentru GitFlow. Deci, na, se poate folosi pe, și pe chestia asta, am mizat că uite... Adică dacă cel puțin folosești cu Jira, e foarte fain. E foarte bine. În sensul că în... mesajul de commit, dacă scrii absolut din întâmplare numărul Jirei, atunci o să-i fac un link și o să se vadă commit-ul într-un istoric, ceea ce e foarte frumos și prietenos când ești team leader și trebuie să verifici ce s-a întâmplat. Aici au din nou nevoie de disciplină, că cel care face commit-ul trebuie să scrie numărul Jirei, că poate să nu îl scrie. Na. Deci, lucrurile nu sunt niciodată simple. Și eu am avut așa cu ceva echipă. Și comenturile erau, fuck Git. Nu, nu mă râd din Jira. Dar de ce, aveau o explicație? Nu știu. Adică când nu s-a trecut de pe SVN pe Git, cred că e un pic alt șoc. Bine, eu nu mă aduc așa de bine aminte, adică eu prefer să uit lucrurile rele. Mi-am trecut pe Git acum vreo 5 ani, chiar 6 și, no, sincer, nu mai țin minte ce probleme aveam. Știu că făceam o grămadă de conflicte, le rezolvam și în Git, Git e un pic mai deștept la partea de cumpărare de fișiere și dacă pe o linie, de exemplu, ai modificat un tab în spațiu, nu îți dă conflict. Se vede, o să dădea conflict, dar nu știu să... Mi-aduc acum aminte, decât că la SVN stăteam mult mai mult timp să rezolvăm conflicte decât la Git. Da, așa o chestie de percepție. Adică, na, poate alți oameni erau mai disciplinați la SVN și pățeau așa. Da, băi, nu știu ce-a puțin SVN-ul lucrăm avem branch. În Git-ul, dacă nu folosești corect, ajunge în situații foarte multe. Deci la SVN, dar nu prea te lăsa să ajungi în situații urâte. Deci... Să rămâi cu branch-ul în aer. Exemplu, am văzut. Pur și simplu erau acolo și uitate. Păi și... Na,
Bine, cineva de obicei și asumă responsabilitatea să facă curățenie. Adică la... eu, de exemplu, de fapt, când integrez un pull request, își te rugați imediat. Este un buton acolo și eu apăs pe el. Și se întâmplă să facă și alții merge de la pull request-uri și să nu șteargă. Atunci, odată, la nu știu cât timp, tot te duci și te uiți în history și vezi ce s-a mai întâmplat. Mai ales că branch-urile tactice în GitHub îți arată că un branch a fost să nu mergi. Atunci verifici pull request, mai trebuie cineva, într-adevăr, e un pic mai, mai de povestit. Dar la SVN, de exemplu, erau lucruri care nu le puteai face. Nu puteai să dai așa drumul și să faci un fork și să te dezlănțui. Na, nu știu. Și mai sunt și chestiile alea în care unii oameni folosesc, de am întrebat de sistemul de operare. Unii folosesc Windows ca să scrie cod, alții folosesc Linux sau OS X. Și atunci aici eu țin minte pe partea de SVN, nici nu mai știu, foloseam un client Visual Source sau parcă, sper să nu mint. Și ăla era îngrozitor, deci până făcea în brațe, după aia moartea. Că poate îl făcea, poate nu îl făcea. Și mai avea și o problemuță așa, dar el era că nu, trebuia să stăm toți pe Windows. Și acolo erau alte probleme. Nici nu știu dacă e cea mai bună chestie de pe planetă, dar e mai libertine, ca să zic așa. Adică, eu zic ce văd pe GitHub-ul de acum, the go-to pentru cod, lumea face fork la repozitorul, dă start, citește cod. Asta înseamnă că oamenii învață cod, citind codul altora. Ceea ce deja e un mare pas înainte. Se vede un nefiind chiar așa de public și de distribuit. Oarecum în Google Code, când mergeai să downloadezi un proiect, downloadeai arhiva și plecai de acolo. Dar pe GitHub îți mă arată că e 70% JavaScript, în ce te duci să vezi ce framework folosit, măcar așa de curiozitate, nu știu, de parcă te atrage. La SVN, n-am, nu știu, n-am, poate nu eram eu în dispoziția să văd așa mult. Mai aveți poveștina asta urâte cu Geek? Ziceți-ne, ce nu merge? În Source, autentificarea nu merge de fiecare dată din, așa, din mediul vizual, de ce de multe ori trebuie să te autentifici din command line până la urmă, să pornești terminal. N-am pățit. Sau aveai putea cu cheie? Nu era, nu era cu cheie. User, password. Nu știu, n-am pățit. Pățit pe dreptul. Nu? Adică, știi când pățeam? Când nu rula ca și administrator. E drept asta. Niciodată nu stăteam să dau runes administrator. Cum e supărat? O lipsit ceva? Era ceva ce ați fi vrut să auziți și n-ați auzit? Continu să integrezi. Of, of. Uite, dacă ne ajută Google, facem un workshop cu Continuous Integration. Plus. Git. Plus, plus. Băi, workshop-uri plănui și altfel de workshop-uri de o zi, dacă vrei, dar... You are selling me cheap.